Salutare, prieteni! În acest videoclip vreau să le răspund persoanelor religioase, curioase, evlavioase, care timp de una de zile m-au întrebat despre maslu, aghiazmă, spovedanie și împărtășanie. A sosit momentul să fac un videoclip despre toate aceste întrebări. Atenție mare! Acest video nu se adresează persoanelor habodnice, care nu știu nimic altceva decât dogme, dogme, dogme. Da? Plecați, nu mă ascultați, ieșiți, pentru că vorbele mele acide vă vor lăsa urme adânci în sufletul vostru. Iar mă veți trimite la dracu, iar veți spune că sunt cu el. Bă, dracu mi-a arătat cum să trăiesc în lumea asta, să nu fiu viclean, să nu fiu bandit, să nu fiu pupincurist, lingușitor. Da? În schimb, voi nu. M-ați luat cu lugu-lugu și când s-am mai mare încredere în voi și în ajutorul vostru, bang, o palmă după ceafă, rămasă la viață. Da? Bun. Prima întrebare sună cam așa. Daniel, este bine să mergem la maslu? Ajută cu ceva? Slujba este aceeași. Că e citită de patriarh, că e citită de ultimul călugăr pitirim uitat pe nu știu ce munți, e aceeași. Problema stă la voi. Dacă credeți sau nu credeți. Că eu am uns și prima babă din biserică și ultima, cu același mir și cu același bețișor și cu același undere. Una a plecat fără dureri de cap, alta a plecat cu dureri mai mari de cap, că a văzut-o pe alta pe-n biserică cum să scărpina între picioare. Ați înțeles? Deci totul ține de voi. Slujba este aceeași, preoții sunt cam aceiași, unii fac cu evlavii, alții nu, dar nu contează de ei. Contează de tine ca om. Ce simți tu când ești uns? Unde spui tu credința ta? Pentru că v-am explicat și mă repet în fiecare videoclip. Iisus, când i-a întrebat pe oameni dacă au credință, oamenii au căutat în interiorul lor să vadă dacă da sau nu. N-au sunat vreun prieten, n-au căutat vreun popă bun, n-au sunat vreun psiholog minunat. S-au uitat în interior și au zis, da, Doamne, am! Opa! Bravo, credința ta te-a mântuit. Nu un de lemn, nu maslu, nici măcar Iisus n-a spus că eu am făcut minuni cu voi. Adică eu v-am vindecat. Nu, azi credința ta. Deci tu puterea pus-o în interiorul nostru. Deci e bine să mergi, dar e bine să mergi cu credință și să crezi că acel undelem te va ajuta. Dacă mergi să vezi câți au venit, câți n-au venit, ce au mai făcut, dacă mai au... Nu, te duci degeaba. Da? Bun. Următoarea întrebare este despre aghiazmă. Am găsit-o în foarte multe mesaje. Dacă e bine să se consume dimineața sau când este sau că aghiazma lor s-a stricat. Am mai întâlnit alte întrebări cu aghiazma, de ce nu se strică? Băi, v-am explicat în acel videoclip că o băbuță a făcut aghiazmă. Eu am pus-o. I-am zis, bre, n-ai nevoie de o ștampilă, de o parafă sau de 8 ani de teologie ca să sfințești o apă. Nu ai nevoie de așa ceva. Nu, noi am făcut teologia ca să avem și noi o diplomă și să mai lăsăm niște bani pe undeva. Da? E, Duhul Sfânt nu ține cont de bac sau de parafele unei instituții. El trece prin orice suflet. Da? Uite, ia dacă nu știi să vorbești sau să te rogi la Dumnezeu, citește-te Molifelnic și spun eu că vei face aceeași aghiazmă pe care o face și preotul. Da? A, dar n-am cum. Și am făcut-o. Că există și un studiu în care o persoană a pus apă în două pahare. Un pahar l-a pus într-o cameră întunecată și în fiecare zi s-a dus în fața lui și a spus, ești o apă mizerabilă, un gunoi, Doamne, ce urât miroși, deci nici să nu te văd pe aici, stai aici în întuneric, că tu nici nu meriți să vezi lumina zilei. Haide! În fiecare zi vorbea așa, timp de o săptămână. Iar în celălalt pahar, iar pe celălalt pahar l-a pus la fereastră și s-a dus mereu în fiecare dimineață și în fiecare zi. Ești o apă minunată, cristalină, fără tine noi n-am fi. Fără mâncare trăim, dar tu ești esența noastră. Îți mulțumesc că existi. Încarcă-te cu lumină. Încarcă-te cu bunătate. Ești minunată. Și după o săptămână s-a dus să facă studii pe cele două pahare. Și apa din paharul în care a auzit doar injurii și a fost ținută la întuneric, s-a stricat. Și avea în ea mlaștină. Iar paharul cu apă de la geam, care a primit și lumină și vorbe minunate, arăta ca un cristal. Deci apa aceea, practic, era binecuvântată. Era aghiazmă, cu alte cuvinte, da? E, așa sunt și oamenii. Depinde ce
vorbe îi adresezi copilului tău sau soțului, că dacă toată ziua bună ziua îi spui că nu-i bun de nimic, că e prost, că s-a îngrășat, că e nesimțit, el se face o mlaștină, că 70% avem apă, da? Deci depinde ce îi spui, depinde ce, cum te adresezi apei respective. Toată lumea poate să facă aghiazmă acasă, toți au dar, toți au har, prin toți trece binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu aveți nevoie de teologie, nu aveți nevoie de seminar, nu aveți nevoie de mâinile cuiva puse peste capul vostru, pentru că odată ce respirați în trupul ăsta, ați primit binecuvântare divină. Nu mai aveți nevoie de nimic altceva, da? Bun, deci aghiazma poate fi făcută de oricine, din punctul meu de vedere, și vă rog să o încercați acasă, și se consumă când dorești, când poți, când vrei, da? Ar trebui să face aghiazmă din orice pahar pe care îl bei cu apă, în timp ce bei să-i mulțumești lui Dumnezeu că ți-a dat-o, că te bucuri, că ea te ține în viață, te întărește, te hidratează și te ajută să te bucuri de fiecare moment al zilei. Da? Bun. Mai departe, următoarea întrebare este despre spovedanie. Bine, dacă vă pun toate mesajele pe care le-am primit despre spovedanie, nu mai termin până mâine. Mulți că au fost și au fost iertați, alții că au plecat eliberați și că da, doar spovedanie și așa mai departe. Fraților, eu m-am spovedit an la rând. De la unii preoți am plecat certat și pe mine și pe Dumnezeu și pe viață. De la unii am plecat eliberat, pentru că nu contează taina în sine, ci cât contează omul care te ascultă și tu cum te eliberezi în fața lui. Dar cea mai frumoasă spovedanie a fost în oglindă, când m-am uitat și mi-am zis, păi cât de puternic sunt, cât de minunat, Doamne, sunt făptura Ta, Doamne, au fost momente în viața asta când n-am mai putut, am plâns, dar lacrimile alea mi-au dat parcă mai multă putere, pentru că a ieșit din mine o tensiune negativă și a intrat alta pozitivă când am văzut curcubeul deasupra ochilor. Doamne, m-am uitat în oglindă și nu m-a certat nimeni. Nu mi-a zis nimeni că sunt nenorocit, că așa merit sau că nu știu dacă mai am vreo speranță la viață. Da. Și cum i-am dat seama că m-a iertat? Când conștiința nu m-a mai judecat. Este cel mai frumos sentiment. Când ai o conștiință curată, atunci Dumnezeu este împăcat cu tine și nu ne-a împărat în păcat, ci este fericit. Nu l-ai deranjat, e bucuros, da? Spovedania trebuie făcută cu niște oameni care chiar te înțeleg și te ascultă și îți dau niște sfaturi bune și utile și te încarcă de energie și nu te pedepsesc. Ea e bună din punct de vedere psihologic, pentru că pleacă informația din inconștient, vine în subconștient și apoi când vorbești devine conștient, da? E bună, dar depinde în fața cui te destăinui. Pentru că fiecare om este un ocean plin de secrete. Da. Și dacă cel din fața ta o să le divulge, nu mai ești tu. Vei fi tu cu toți cei care știu despre tine. Un om trebuie să aibă trei vieți. Publică, privată și secretă. Și cred că aia secretă nu trebuie să o știe nimeni, decât tu cu Dumnezeu. Și totul te ierți și de la el primești binecuvântare. Da. Eu mereu când citeam rugăciunea aia la final de spovedanie, că te iert pe tine și te dezleg. Uneori m-a apucat râsul. Ce putere am eu să o iert pe femeia respectivă când ea nu se iartă și se condamnă pentru toate avorturile făcute, pentru toate mizeriile, pentru toate faptele urâte? Cine sunt eu să o iert dacă conștiința ei nu o iartă? Dacă ea nu se împacă cu interiorul ei și cu sufletul ei? Cine sunt eu? Iert, da? Formalismul ăsta nu m-a mai ajutat în ultimul timp. Din contră, m-a îngropat. În timp ce mi-am dat seama că Dumnezeu lucrează altfel prin noi, formalismul mă termina psihic. Bun. Și ultima întrebare, ca să nu vă rețin mult, este despre împărtășanie. Foarte multe mame, pentru că ele m-au întrebat, foarte multe îmi scriau că e bine să-mi împărtășesc copiii, la cât timp, sau cum să vin, de câte ori să mă împărtășesc pe an. Pe Dumnezeu nu-L cauzi în an în Paște. Sau, de fapt, noi cam așa-L căutăm. Doar prin necaz și din când în când îi mai mersi, Doamne, că uite, l-am văzut pe la cânare și eu am. Mulțumesc că mie mi-ai dat. Cam atunci îl căutăm.
Dacă în timpul zilei tu nu te împărtășești de aerul curat pe care ți-l dă, de prietenia adevărată a oamenilor de lângă tine, de dragostea părinților, de mireasma florilor, dacă nu te împărtășești în fiecare zi de sănătatea pe care ți-a dat-o și dacă nu te împărtășești tu cu energia pozitivă a lui, în fiecare clipă, degeaba îl cauți în Paște, în Crăciun. Eu am văzut persoane pe care le împărtășeam și o dată pe lună. Și erau aceleași, mă, neschimbate. Deci nu puneau început bun în gândirea lor, în viața lor, în societatea lor. Nimic. Împărtășeam ei și la revedere, m-am împărtășit. Păi și bun, dacă te-ai împărtășit și acolo e Hristos, doar acolo e în lingurița aia, divinitatea, de ce nu te-a schimbat? De ce de-a doua zi tu n-ai fost altă persoană? Păi pentru că nu e doar acolo. El e peste tot. Și pe el nu-l păcălești că vin odată în an la tine. Dacă nu ai o continuă legătură cu el, la revedere, nu prea merge vrăjeala. Deci, atenție mare, degeaba vă aduceți copiii la împărtășit. Dacă voi în timpul zilei nu le împărtășiți, cât de minunați sunt, cât de frumoși sunt, cât de curați și puri sunt. Dacă nu le împărtășiți în fiecare dimineață, dragostea voastră, că nu aveți ce să le spuneți voi despre Dumnezeu, pentru că nici voi nu-L cunoașteți, dar ei, că sunt micuși și nu înțeleg. Dar voi trebuie să vă comportați cu ei așa cum ați dori să se comporte și Dumnezeu pe viitor cu ei. Că oricum, tu în fața copilului ești cam Dumnezeul lui. El așa te percepe. Dacă tu îl cerți, îl bați, îl hulești, îl faci prost, că nu-i bun de nimic, că el nu poate, că doar atât a putut, mai târziu, cam relația asta o să aibă și el cu Dumnezeu. Da? Bun. V-am pupat, sper să vă fie de folos aceste răspunsuri și o să revin și pe viitor dacă mai primiți și alte mesaje. Mult spor în tot ce faceți!